Dai, fammi fare il video. Vabbè, te lascio là, ma sembri un fantasma. Bună tuturor, eu sunt Jania și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem un clipuleț. Am fantomele pe aici pe spate. Astăzi o să facem un clipuleț cu idei de cadouri de Crăciun. Haideți să începem. Și o să mergem pe Amazon. 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 Hai să mergem să vedem. Eu stai unde mă pun? Așa. Salută, Mateo. E și Mateo pe acolo, pe spate. Eu să vă pun clipulețul pe aici. Sau pe aici. Sau pe aici. Mateo vrea să sponsorizeze canalul lui. Hai, sponsorizează. Mateo are un canal, găsiți linkul în box. Îi spune Risate Tube. Face gaming în italian. Și gata. Haideți să începem treaba și manevrele noastre aici. Mergem pe Amazon. Amazonu. Mergem pe Amazon. Azi mi-am legat și eu pletuțele. Nu-i și gospodul, dar aveam chef așa, mi-era dor să-l leg. În fine. Avia adesso. Hai să vedem. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Ok, baby, ok. Mergem pe Amazon. Îmi vine să strănut. Primul cadou de făcut foarte interesant pentru acest Crăciun este... Este peria de șters căcatul din WC-ul cu microfon, adică după ce v-ați căcat, ați făcut caca sau faceți voi acolo treburile voastre, luați ăla, ștergeți caca și luați microfonul și cântați I love you, baby, na-na-na. Cum e baia, mă, o perie de WC-ul cu microfon? Păi nu mori! Costă 8,50 € de la Media Wave Store. Mare meserie, mă! Mare meserie! Ia, să-mi scrieți în comentarii cui l-ați face cadou acest produs foarte interesant, care este indispensabil în baia noastră. Trecem la următorul cadouaș pentru Crăciun. Măi, oameni buni, asta este o găină de cauciuc. Ci că dacă o strânge așa de mațe, îi iese un ou din cur. Adică, un super cadou, e și antistres că faci așa din el, bam, 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 bam. Și iese, uitați, din curișor îi iese ou. Ouli! Săraca găină. Mi-e milă de ea, să faci așa să-i vezi ouul ăla care iese din cur. Au, ce durere! Au, au, au! Haideți mai departe, următorul cadou! Următorul cadouaș care putem să-l facem. Haide, ce mai avem aici? O mână pentru deget. Fingers, hand finger. Adică, cred că asta ar fi bună să ne scârpinăm în urechi. Pe nas, adică cu toată mâna aia, dam, 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 dam. Sau în locuri care nu vreau să știu. Pentru că după ce le-ați folosit, s-o aruncați mâna asta. Ai auzit? Arunc-o. Vă rog să-mi scrieți în comentarii fiecare cadou pentru cine l-ați cumpăra. Ca să ne distrăm un pic, să râdem! Și nu, nu, e, aia, aia. În următorul video, sau vedem noi într-un video, o să citim cui le-ați face cadou. Haide mai departe. Încă un cadouaș pentru cine iubește să facă dulciuri, este un copilaș.
Nu este un copilaș, este o formă de silicon cu formă de copil. Eu, băi, nene, eu n-aș mânca așa ceva, să mănânci zâmbucile la copilul ăla frumos, că e mort. Adică e impresionant, e ceva foarte urât. Mie nu-mi place de niciun fel. Cum e aia să faci ceva așa de drăguț, așa de frumos și după aia să-l mănânci? Bă, no. Dar la cineva l-aș face eu cadou așa să râdem un pic. Nu știu cui, poate lui Mateo. Vai departe! O, scherțadu. Asta este foarte interesant. Este o carte care îi spune cum să faci caca la servici. Voi vă dați seama că e un lucru foarte interesant, că aici spune. Această carte te învață să mergi la baie când ești la servici. Stați puțin. Iată aici niște situații care pot fi foarte periculoase. Când ăla de tras apa nu merge, când s-a terminat cartea igienică, când face zgomot foarte mult din cauza la caca cu zgomot, când vă prinde cineva, și când doamna de care face curat v-a blocat intrarea. Deci, astea sunt niște sfaturi pentru niște situații foarte dificile în care trebuie să vă duceți la WC-ul, la servici, ca să nu vă faceți de râs, probabil. Foarte interesantă cartea asta. Eu aș avea cui să o cumpăr, dar nu eu mai cumpăr. Mai departe, următorul cadou. Mateo. Următorul cadou. Ta-da! Ăsta este cadoul cel mai indicat pentru cine miroase urât. Adică, tu îi cumperi un săpun, dar săpunul ăsta are miros de bacon. Adică omul ăla, dacă miroase urât și pute ca o pute, tu îi cumperi un săpun cu miros de bacon și se amestecă miroasele alea dintre dintre sub brațuri și bacon. Și acum ultimul cadou care pe ăsta o să mi-l cumpăr eu cadou pentru mine, pentru că este cadoul pe care l-am cum să spune Mateo, l-am vrut din tot sufletul și anume, da, 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 cadoașul pentru mine. Ia ascultați aici, dar să vă citesc, să vă traduc. Dai mă, ce ai făcut? Traumatizează copilul tău. 7 metode aprobate, în fine, care să te ajute să sperii intenționat copiii. Asta îl vrea să vezi și-l sperii, bă, Mateo. 9,70 € costă. Nu e disponibil, bă, nu. Vroiam cadoul ăsta să sperii pe Mateo. Astea au fost ideile de cadouri ciudate care ați putea să le faceți prietenilor voștri, mamei, tatei, fraților mai ales, că acolo sunt râcile alea între voi, între frați și surori. Ați putea să faceți aceste cadouri foarte minunate. Dacă vreți, vă las linkurile în info box, bineînțeles, este Amazon Italia. Și căutați acolo dacă vreți, dacă nu, nu știu, să vedem dacă avem timp să facem și chestiuțele astea. Nu uitați să participați la giveaway-urile pe care le-am pus pe canal, dacă vreți să câștigați ceva. Dacă nu, nu participați, câștigă cine participă. Și nu uitați să-mi scrieți în comentarii ce v-am scris, că abia aștept să le citesc. Și ce vreau să mai vă spun? Ce vreau să mă mai...
să mă urmăriți pe Instagram, Janina Italian Style. Cine vrea să fie urmărit în dieta Janina, găsiți toate informațiile aici, aici jos, în info box. Și înainte să închid acest video, haideți să citim niște comentarii de la clipurile trecute și să răspund aici. Da. Mi-a venit așa pe moment. Un moment de nebuneala lui Janina. Haide, lungă bănene grăsimea de pe mâini. Hai să vedem ce am scris, ce ne scrie fetele, băieții aici. Sinti Cristina, bravo nene, ești tare, mă inspiri și pe mine, așa voi, eu asta vreau să fiu, o inspirație, o muză, o inspirație pentru voi. Cristina Angheluș, exerciții pentru piept, biceps, triceps și ai făcut și pentru umeri, bravo, să rămână, să rămână. Te duci foarte des la sală pentru job mai în timp? Păi băi nene, voi nu știați că Janina se împărțită în 6-7 Janine, ca să poată să facă tot. Da, mă, că pot, pe altfel... Cum mâncam? Cum cumpăram jocuri la flăcăiași ăștia pe aici? Pacienta Zero, duceți-vă și pe canalul ei. Ce fain video și este foarte informativ. Mulțumesc frumos. Te pup, draga mea, și sunt tare bucuroasă pentru tine care ai reușit să-ți dăbești mult. Mulțumesc! Munteanu Amalia, ai slăbit mult. Bravo pentru ambiție. Mulțumesc! Flori Matei, ce-a Flori? Frumoasă, ce bine arăți, îmi place să te urmărești, este un exemplu pentru mine, vă pupăcesc. Alexa Saia, duceți-vă și pe canalul lui Alexandra. Jani, așa tare mă bucur să te văd fericită, cu noi prieteni. Toți roiau prin jurul meu, da mă, și eu mă simțeam așa o divă, că vreau tot să mă ajute și să vină să se vadă pe YouTube, de-aia că le-am spus. Zic, băi, eu fac video asta pentru YouTube, toți acolo, tu. Și domnul care te ajută, nenea ăla care mă ajută are 64 de ani, ați văzut cum arată? Ce vă spun eu mereu? Faceți gimnastică că vă țineți tineri. Înainte să închid, vă rog din suflet să mă urmăriți și pe canalul meu de gaming, găsiți linkul în info box. Îi spune Janina Italian Style Gaming. Cui îi place să vadă nebunelile mele și spun o grămadă prostii și mă prostesc ca toate alea acolo, găsiți în info box linkul, dați like și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao, ciao!